copiilor acasă. Veniți la casa părintească, mama, tata vă așteaptă, cu vin și cu plăcinte coapte. Veniți acum, sorori și frați, veniți până când v-am împăcați, că până la anul nu mai știu cine din noi va mai fi viu. Veniți copiilor la mama, veniți acum când ea vă cheamă, că până la anul nu se știe. Bună ziua, mulțumesc! Iată că a venit și ora surprizilor. Să vă surprindem această zi minunată, că sunteți o măcea, așa? Da. Așa, și în special vrem să vă mânăm acest buchet de trandafiri. Vreau să spun că sunt aici așa, că sunt mult mai mare. O tortă ca să vă ducească sufletul dumneavoastră pe cei care vă înconjoară în această zi. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Dar întrebarea cea mai mare, vă dați seama de unde vine surpriza? De la fii că-și fii. La fii și la băieți. De la copii. Din Germania sau din Franța. Adică cei care sunt în departare și care sunt aici. Observați. Exact, este din partea ficiorilor dumneavoastră și a fiicei. Aveți doi ficiori și o fiică? Da. Așa. Dar știu că noi mă gândeam la amant. Exact, este din partea spunctului dumneavoastră copii, care îți cere scuze că n-a putut să fie în aceste momente cu dumneavoastră. Și mă mai transmite și câteva cuvinte care m-a rugat să le recit pentru dumneavoastră. Scumpa noastră mamă, brațele tale au fost mereu deschise când am avut nevoie de o îmbrățișare. Inima ta ne-a înțeles atunci când am avut nevoie de un prieten. Ochii tăi au devenit mai aspre când a trebuit să învăț lecții de viață. Putere și dragostea ta ne-a îndrumat și ne-au dat aripi pentru a ne ajuta să zburăm. În această zi, mămicu, care este un moment aparte pentru tine, îți urăm din suflet numai zile pline de zâmbete, bucurii și armonie, fiecare clipă. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ai făcut și faci pentru noi, pentru faptul că ne susții când ne este greu și ne dai un sfat când avem nevoie. Îți mulțumim că existi și ne cuprinzi cu dragostea ta mereu, chiar dacă suntem departe. La mulți ani, cu drag, copiii. Mulțumim foarte mult! Aplauze voastre! Să le transmiți chiar un mic mesaj, un semn de mulțumire. Dima, Vania, Ionica, mama, vă pup și vă îmbrățișez foarte mult. Dar departe mai sunteți. Îmi pare rău că nu sunteți cu noi. Dar Dumnezeu vă poartă de grijă unde vă duci și unde îți fie. Mama nu vă uită niciodată. Veniți copchilași acasă, lângă mamă și lângă tată. Vă mulțumesc din suflet! Așa. Vă mulțumesc frumos copii și mulțumesc frumos și la cei care ne-au onorat prezența și ne estimează și... Mama! Să-ți iubești părinții dragi și mereu să-i bucurați. Veniți nepoți pe la bunici, veniți până când mai sunt pe aici, că până la anul nu mai știi când veți veni, de vor fi vii. Veniți copiilor la mama, veniți acum când ea vă cheamă, că până la anul nu se știe când veți veni, de va fi vie. Veniți copiilor la tata, veniți acum când el mă așteaptă, că dacă mama tata pleacă, rămâi cu fața lăcrimată. Veniți copiilor la mama, veniți acum când ea vă cheamă, că până la anul nu se știe când veți veni, de va fi vie. Veniți copiilor la tata,
știți acum când el mă așteaptă. Că dacă mama tata pleacă, rămâi cu fața lăcrimată. Că dacă mama tata pleacă, drumul pentru copii seacă.